Județul Sălan se poate mândri cu una dintre cele mai moderne biblioteci din țară, însă lucrurile nu se opresc aici. Lucrările de modernizare continuând la Biblioteca Județeană, după secția de împrumut pentru adulți, acum s-a inaugurat și secția pentru copii. Chiar dacă este vacanță, în secția pentru copii trec pragul zilnic 10 de vizitatori cu scopul de a păși în lumea fascinantă a prinților și a prințeselor. Ne-am străduit ca și spațiul de la secția pentru copii să fie mult mai frumos și, bineînțeles, ei să simtă că intră într-o poveste. Intră pe poarta unui castel, iar apoi citind cărți din diferite domenii, îndrumați de bibliotecarele noastre, care, într-adevăr, sunt profesioniste și încercăm mereu să le formăm, ajung apoi în castel. Prin acest simbol al castelului și al poveștii, încercăm să-i ajutăm să-și creeze propria lor poveste, să fie dezinvolți și să înțeleagă că învățând zi de zi, cu siguranță vor fi păsări care vor zbura spre cerul împlinirii promisiunilor. Așadar, secția pentru copii este acum mult mai frumoasă. Bineînțeles, ne-am uitat și la chipul copiilor atunci când am deschis secția tineri și adulți și toți cei care veneau acolo și vedeau cât de frumos este spațiul, iar apoi ajungeau la secția copii, erau supărați. Și noi, cei din bibliotecă, dorim să fie lumea bucuroasă atunci când intră la noi și am luat măsuri și, având ajutor de la Consiliul Județean Sălaj, care a înțeles această mare nevoie, am reușit să dotăm secția pentru copii cu mobilier nou, iar cărțile noastre sunt mereu mai multe și mai frumoase. Să le spunem că și la secția tineri și adulți, de când am modernizat-o, vin foarte, foarte mulți tineri și la secția copii, deși și înainte era plină, vă spunem sigur că acum copiii sunt mult mai bucuroși și, văzând acest design și acest mobilier divers, parcă iubesc și mai mult cărțile. De la deschiderea acestei secții, zilnic zeci de copii vin pentru a participa la activitățile pe care acest spațiu le găzduiește. Aici, personalul se ocupă în detaliu de fiecare copil, programele fiind astfel concepute încât permanent există activitate la care aceștia să participe.